chiar dacă este o măsură nepopulară, va trebui să ridicăm prețul la producător de deșeuri și, în al doilea timp, sau rând, ar trebui să recapitalizăm societatea în mod neapărat, pentru că mijloacele de carbuzează această societate la această oră sunt total depășite. Deci trebuie să cumpere mașini, trebuie să aibă o totală tehnică corespunzătoare și numerică pentru a face față a fluxului fantastic de deșeuri care se produc cu cele 4 ore. Și cât ar trebui să plătească? Deci avem o anticalculație făcută de către societate și chiar a fost înaintată în AGA pentru discuție, este vorba de 14 lei pe persoană. Acum este 8 lei. Practic este o dublare care totuși nu ține cont de taxa de 80 de lei care a fost instituită la 1 ianuarie. Totuși, societatea cred că cu această sumă și cu recuperarea tuturor debitelor pe care le are în gestate, se va putea descurca mult onorabil. Și unde se vor duce gunoaiele? Chiar dacă vor fi gunoaiele se vor duce în continuare, cred, din momentul deblocării situației financiare pe care societatea o are angajată vis-a-vis de rampa din Cluj, cred că în Cluj, pentru că este, cred că, soluția cea mai rentabilă. Având în vedere că nu dispunem de mașini de mare capacitate cu care să putem transporta în alte județe. Credeți că acești consilieri locali care nu votează recapitalizarea, adică ei susțin că n-ar fi o măsură legală, sunt rău intenționați? Nu comentez, nu este apanajul meu și nu comentez. Domnul viceprimar, am înțeles că în alte localități care fac parte din asocierea noastră, există o mare problemă cu indisciplina în plata acestui serviciu. Există. Dacă va continua această problemă, credeți că va fi rentabilă societatea chiar dacă va fi capitalizată? Ca dovadă, Consiliul Local Giro a fost prima care a luat măsurile corective necesare. De un an de zile avem instituit această taxă specială și am înaintat aceste societăți comerciale solicitarea noastră de a ne înainta lista celor care nu dețin contracte cu această societate, tocmai pentru a putea fi încasată taxa specială și virată automat în contra acestei societăți. Din păcate, nici până în ziua de azi această listă n-a ajuns în posesia Consiliului Local Giro. Ne spuneți numele dumneavoastră tot. Ocoș Caron, mă numesc, sunt viceprimarul comunei Giro. Mulțumim.